De ce se omoară oamenii între ei? Cum pot fi unii atât de agresivi și de răi? Poate din același motiv. Au uitat că sunt buni și trăiesc în frică, neștiind cum să fie altfel. Am auzit foarte des expresii de genul oamenii sunt foarte răi, lumea este rea și așa mai departe. În continuare vom vorbi despre cum a apărut și ce efecte are asupra noastră faptul că vedem răutate în jurul nostru. Cu toții am venit pe lumea asta curați, puri, asemenea unor îngeri. Cu toții am fost bebeluși cu sufletele deschise către lume. Sufletul este bun prin natura lui sacră. Însă grijile, neajunsurile, fricile, senzația că suntem singuri, părăsiți, ne-au făcut să uităm de puritatea noastră, să ne privim unii pe ceilalți cu invidie, să ne jignim, să ne rănim între noi și așa mai departe. Spunem că lumea este rea, dar lumea este făcută din noi toți. Este demonstrat deja faptul că ne cunoaștem pe noi înșine și prin ceilalți, adică toți cei din jurul tău cu care interacționezi îți arată ceva ce tu ai și îți oglindesc ceva ce nu vezi la tine. Se numește principiul oglindirii. Spre exemplu, dacă ești prins în capcana faptului că toți sunt răi, că lumea are ceva cu tine și din această cauză nu ajungi nicăieri, că toți oamenii sunt răi și vezi răutate foarte des în jurul tău, oprește-te o secundă și pune-ți întrebarea. Nu cumva am și eu o răutate pe care am dăruit-o lumii? Potrivit legii atracției, noi atragem în viață persoanele care ne seamănă într-un fel sau altul și care ne ajută să descoperim ceea ce simțim și gândim cu adevărat. Evident, unii dintre noi se întreabă tot timpul, de ce se omoară oamenii între ei? Cum pot fi unii atât de agresivi și de răi? Poate din același motiv. Au uitat că sunt buni și trăiesc în frică, neștiind cum să fie altfel. Răutatea vine din gelozie, furie, frică, invidie, orgoliu, sentiment de inferioritate și așa mai departe. Ca și efecte, răutatea distruge efectiv iubirea, puritatea, înțelegerea, armonia. A fost demonstrat și din punct de vedere neuroștiințific faptul că răutatea excesivă provoacă insomnii, dureri de stomac și alte multe afecțiuni. Răutatea te oprește efectiv să trăiești și să te bucuri. Răutatea este dobândită. Este o invenție a mediului în care ne-am dezvoltat. Adu-ți aminte, adevărata ta natură este bunătatea. Alege să fii, să gândești și să te comporți așa cum vrei să fie lumea. Când apare un gând de răutate, spune cu intenție, stop, eu aleg și alege să fii bun cu tine și cu ceilalți. A fi bun înseamnă a nu reacționa la răutate și a încerca să-l înțelegi pe cel care o emite. Asta nu înseamnă să stai și să primești toate răutățile altora, ci pur și simplu să nu reacționezi, iar dacă este cazul, să te retragi. Nu răspunde la răutate tot cu răutate. Verifică și vei vedea cum legea atracției își va spune cuvântul. Vei atrage în viața ta oameni care gândesc, simt și sunt ca tine. Un om bun este un om puternic, un om care alege răutatea este un om slab, un om speriat și dominat de frică.